Salutare, prieteni! Astăzi vom face o coroniță, aplicații de agățat în brad, de pus la ușă pentru Crăciun. Vom avea nevoie de aceste inele de la peturi, de la sticle de plastic, de diferite măsuri. Și vom începe să croșetăm pe acest inel. Facem un ochi și începem să prindem pe el. Vom avea nevoie de 5 de un număr divizibil cu 5. Depinde de măsură, pentru că forma fiecărui unghi este, fiecare colț de stea este nevoie de 5 piciorușii. Am făcut 40 de piciorușii mici, am acoperit tot plasticul, închidem cu un picior alunecat. Ia să luăm noi colțișorul ăsta de aici, ca apoi se vede cam urât. Și începem să facem rândul următor cu piciorușii înalte, ridicăm un pic mai sus, dăm după croșet, îl dăm prin spate. Și ne iese un picioruș înalt, fără să mai apară ochiurile de lanț. Vom face în fiecare ochi, în fiecare picioruș, un picioruș înalt. Am ajuns la cele 40 de ochiuri, de picioruș înalt. Închidem cu un picioruș alunecat. Așa, și vom începe cu grupul al treilea rând, cu grupurile acestea, ultimul rând, practic, și vom face 3 ochiuri de lanț, de 2 ori pe croșet și scoatem o dată și de 2 ori, ținem pe croșet, ca să facem un grup. Și să le scoatem acum pe toate 4. Ok? Facem 3 ochiuri de lanț, dăm de 3 ori pe croșet și scoatem de 4 ori. O dată, 2, 3, 4. 5 ochiuri de lanț. Ne întoarcem și în al 4-lea. Îl fixăm. Și fixăm acest colțuleț frumos. Un ochi de lanț și repetăm. Dăm 3 ori pe croșet. O să facem următorul picioruș cu triplu, cum se cheamă. Și punem în același gaură. Ok? Îl punem pe dumnealui. Și coborâm cu 3 ochiuri de lanț pentru a începe următorul grup de 4 piciorușii înalte pe care le vom scoate după ce îl terminăm pe ultimul. Și așa ies niște bobițe foarte drăguțe. Ok? Deci, le scoatem pe toate 4. Și mai departe, 3 ochiuri de lanț, de 3 ori pe croșet, scoatem de 4 ori, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, ne întoarcem în al 4-lea sau în al 2-lea, cum vrem să-i spunem, și îl vom fixa printr-un picior alunecat. Un ochi de lanț. Și iarăși dăm de 3 ori pe croșet pentru a face acest V frumos. Să vă prezint la acesta, să mergi fiecare până la capăt, să închidi. Apoi să faci cu un fir roșu. Să fixează foarte ușor dacă noi reușim să urmărim acest V
și o să-l băgăm doar aici și o să-l scoatem la următorul. Putem să punem această bentiță sau facem orice fier roșu plăcut la vedere și delicat. Eu l-am prins pe ceva, pe un polistiren și le-am pus bolduri la toate colțurile, le-am fixat, le-am așezat bine și apoi le-am dat cu fierul de călcat cu abur și le-am lăsat să se usuce acolo pentru a-și căpăta această formă distinctă. Putem să le facem de aceeași culoare și să le agățăm pe toate trei așa, de la mai mare la mai mic și la mai mic. Dacă aveți nelămuriri, vă rog să-mi scrieți pe YouTube, unde vreți, pe Messenger și vă ajut cu mare drag. Vă doresc mult spor la aceste minunății. Vă pup!